După arșița cumplită de câteva săptămâni, Spania a fost lovită de o furtună devastatoare însoțită de grindină. Stihia, care a durat aproape o oră, a făcut prăpăd într-un oraș din provincia Catalonia. Străzile au fost transformate în râuri cu gheață, iar zeci de imobile au fost inundate. Orașul Sant Hilari Sacalm, situat în provincia Catalonia, a fost lovit de o furtună devastatoare, însoțită cu grindină. Șuvoaiele pline cu gheață au inundat centrul orașului, provocând distrugeri semnificative și blocând complet circulația. Din fericire, nu s-au înregistrat victime umane, însă populația a trecut printr-un șoc imens. Un șofer francez care nu cunoștea zona a rămas blocat pe o stradă, mașina sa fiind înghițită pe jumătate de viitor. Mireu aquest noi com està pujat a sobre del cotxe. Din fericire, pompierii au reușit să-l scoată în siguranță pe bărbat. Echipele de intervenție, inclusiv pompierii, salvatorii și voluntarii, au lucrat neîncetat pentru a-i ajuta pe cei afectați și a evacua apa din imobile. Potrivit primarului localității, șuvoaiele au intrat în multe locuințe, dar și instituții de menire socială, ca biblioteca orașului, căminul de bătrâni și sediul primăriei. Localnicii spun că e prima dată când localitatea lor este încercată de o asemenea stihie. Furtuna devastatoare a lovit Spania după mai multe săptămâni de arșiță.